Fiul meu avea doar 3 ani. Lui îi plăcea să se joace foarte mult cu acest urs de jucărie pe care l-am găsit în podul casei, pe care am cumpărat-o. E o casă veche care a fost abandonată mai bine de 100 de ani. Când fiul meu s-a născut, eu și soția mea locuiam într-un apartament mic din New York. Am găsit anunțul pe Craigslist și părea o casă ok din punctul nostru de vedere. Am găsit în acea casă multe lucruri lăsate în urmă de foștii locuitori, cum ar fi haine, pantofi și reviste vechi pe care le-am aruncat. Când am intrat pentru prima oară în pod, totul era acoperit de praf, dar ceva mi-a atras atenția. Era un urs negru de pluș. El nu era acoperit de praf ca celelalte lucruri. I-am dat ursulețul fiului meu. În anii ce au trecut, fiul meu se juca numai cu ursulețul de pluș, pe care el îl numise Domnul Winnie, și nu îi mai păsa de celelalte jucării. El devenise tot mai atașat de urs și deseori stătea față în față cu ursul și nu zicea nimic, doar se holba la el. Într-o zi am încercat să iau ursulețul din mână, dar el a început să țipe și să mă muște. I-am lăsat ursul. A doua zi m-am trezit numai să-l văd pe el afară din pătuț. Stătea pe podea și se uita la ursuleț. L-am întrebat ce face, iar el a zis: "Tată rău, Winnie bun." Am început să mă sperie, așa că i-am luat ursul și l-am aruncat. A doua zi am observat că copilul dispăruse. Am sunat-o pe soția mea și i-am spus ce se întâmplă, iar ea a venit. Am chemat poliția și ne-au spus că vor căuta copilul. După aproximativ 2 luni, au găsit cadavrul, cu ursulețul implantat în cap.